Vorbeam acum cu Pandi, cât ați dat pe hefte? Eu nu vorbesc de sume. Nu-mi place să vorbesc de sume, pentru că există anumite clauze de confidențialitate. Ok. Dar o sumă corectă, aș spune eu. Corectă, da. Nu știu. Mai ales că el peste 6 luni putea să semneze liber de contract. Am înțeles. Pentru că inițial știu că Farul cerea jumătate de milion, dar nu cred că ați dat suma asta. A fost mai puțin și poate să ajungem acolo cu bonificațiile în situațiile în care ne calificăm cel puțin în grupele Europa League. Cristi, vorbește-mi un pic de transferul ăsta a lui Hefte, pentru că multă lume și inclusiv noi aici în studio ne întrebam de ce Hefte, pentru că nu pare neapărat atacantul tipic CFR Cluj. Pentru că CFR Cluj, știm bine, a avut un joc cu un atacant puternic, un noar care să se bată foarte bine, să aibă joc aerian bun, să redubleze, să scoată mingi pentru... Va fi folosit vârf de atac, Hefte, sau l-ați luat pentru benzi, stânga, dreapta? Cum e? Vârf de atac, e poate să joace și pe benzi, dar pare al lui Mistrati, un jucător care este un număr 8-10, foarte bun. Un pasator și atunci Hefte, care are o demarcare incredibilă, nu stă cu spatele la poartă, oare cum s-ar completa. Ok, deci l-ați luat pentru postul de noar. Da, dar poate să joace și în benz, așa cum spune. Suntem cu doi în față. Puteți juca și cu două vârfuri, vă gândiți? Depinde de situație și de meci, de scor, de ce obiectiv are. Am înțeles. De când ați început să analizați pista asta, Hefte? Că e clar, e printre loviturile... L-am dorit și în iarnă, dar a fost mult prea scump. Am putut să ne apropiem atunci de el. Dan Petrescu ne-a solicitat să-l aducem și în perioada scurtă de transferări din iarnă am reușit acum. Bun, repet... Deci există posibilitatea să vedem o schimbare de stil la CFR Cluj prin aducerea lui Hefte? Nu neapărat. Noi toate meciurile dorim să le câștigăm. Dan Petrescu este cel care, în funcție și de adversar, analizează sistemul de joc. Contează, repet, și scorul sau ce obiectiv ai, nu doar de a câștiga. Poate să fie și situații în care... Lucrând în cupele europene, ai nevoie să dai mai multe goluri și atunci automat se va plia în funcție de obiectivul propus. În rest, cu Dan Petrescu, când o să discutați, din punct de vedere tehnico-tactic, el este cel mai măsură să vă pună la dispoziție răspunsurile corecte. Câte vârfuri de atac aveți în momentul ăsta? 4. Îl avem pe Debeliuc, care este și golgheterul nostru. Dugacici. Hefte, care este nou venit al doilea marcator și al ligii întâi. Duganzici. Și Birlige. Și Buș. E Boa. Oh. Buș. Ce-i băiatul lui Tony Boa? Și Birlige este mai mult un număr 9, dar a fost folosit și în bandă locul lui Petrila. E Boa. N-are vreo legătură, nu cu... Nu are legătură, este un jucător de 19 ani, eu zic că va fi o surpriză plăcută. Rămâne văzut în ce măsură îl vom păstra, clar este în pregătire acum cu echipa și se comportă foarte bine din ceea ce am înțeles. E din trupa aia de jucători africani aduși în ultima fereastră de Mercato, nu? Exact, dar și urmează să mai ducem 3 acum. Tot așa, tot de ăștia puști din... Unul singur are 21 de ani. Și restul? 18-19 ani. Și de unde sunt aduși? Zona Costa de Filde și Senegal. Ok. Ghana. Aha. Și ei vor merge la echipa a doua și, sau vor fi dați? Vor merge la echipa a doua, după care îi vom transfera, măsura în care nu priți mai echipă, la echipe care joacă în eșaloane superioare, Ligia 3-a, cel puțin la nivelul Ligia 2-a. Pentru Eboa deja avem solicitare în acest sens. De la Baia Mare ne-a rugat frumos să-l împrumutăm. Ok. Rămâne văzut. Acolo mai avem un jucător Hichi, mijlocașul central, care, cum spuneau cei de la Baia Mare, a avut un aport substanțial în promovarea echipei. Ok. Mai departe, să discutăm despre plecări.
au plecat, hai să fac eu calculul, deci Ștefan Costache, corect, s-au dus la Rapid. Da, Ștefan și Costache în contextul în care zona evoluează pe Trila și am adus și mijlocaș, este mai greu ca să fi jucat. Ați luat bani pe ei? Intra în următoarele 6 luni și atunci am considerat că e mai bine să îi dăm voie să joace, să plece la un club important. Ați luat bani? Scuze-mă! Și pe Costache jucătorii au fost vânduți. Deci ați luat bani pe ei? Da, da. Ok. Pe Hindrich ați luat și pe el bani, nu? Da. Ok, deci practic într-un fel CFR Cluj în perioada asta de mercato nu doar a băgat bani, a și... Toți jucătorii care au plecat de la CFR Cluj au fost vânduți. Uh-huh. Există și situații în care am reziliat cu jucători care aveau definit anumite sume de bani și testarii au renunțat ca să poată plece. Oarecum, din punct de vedere financiar, și acesta putem să-l raportăm ca și un câștig. Buena a fost în categoria asta? Buena a reziliat asta, exact. Echipele care îl doresc, e un jucător, un apărător foarte bun, s-a și comportat exemplar, chiar dacă nu a fost pedis în ultima perioadă, s-a pregătit alături de echipă, am asigurat condiții, cei care îl vor lua, din punctul meu de vedere, este un jucător ce în Liga întâi cel puțin poate să activeze liniștit. Te surprinde într-un fel faptul că ajunge la FCSB? Nu știu dacă ajunge, voi spuneți dacă ajunge la FCSB. Eu știu că e foarte aproape să semneze cu FCSB. Nu m-ar surprinde și FCSB-ul ar lua un jucător de calitate, măsura în care ar semna cu el. Da, cum, un caracter cum, bun. Cum îți sună ție asta ca președinte al CFR-ului? E motiv de mândrie pentru tine faptul că un jucător care nu are loc la CFR Cluj e luat de titular de FCSB? Nu știu dacă nu avea loc la noi. S-a nimerit... Păi n-avea. Adică... S-a nimerit... Păi nu, dacă s-a dus în pregătire cu echipa în situația în care nu am fi găsit anumite soluții, el probabil făcea parte în acest campionat din lotul CFR-ului din punct de vedere defensiv. Da, da, sezonul trecut ați avut alte soluții, deci el nu a fost. Sezonul ăsta ați găsit alte soluții, deci el nu a fost. Deci, practic, FCSB se întărește, nu doar că se întărește, ia de titular un jucător care la voi nu prindea nici banca de multe ori. Uneori, da. Dar vorbim de echipa campioană. Deci de asta spun, adică asta e realitatea pe care noi o vedem în momentul de față. Spune-mi, legat de Popa de la voluntari. Valorile au fost foarte apropiate zile între Buena și celălalt jucător și nu ar fi corect să balansez, să zic, în asemenea afirmație. E adevărat. Asta e jucător, în primul rând. Ești un elegant. Respect. Ești un elegant. Spune-mi, ce-i cu Popa de la voluntari? Pentru că am văzut comunicatul celor de la voluntari și a zis că e foarte departe, oferta pe care voi ați făcut-o este foarte departe de ceea ce vor ei, ei cerând 1.000.000 de euro pentru el. De la 1.000.000 de euro, deci aia e suma minimă pentru Popa. Care e stadiul negocierilor? Mai negociați? Depinde de cei de la voluntari. Uh-huh. Suma este exagerată din punctul meu de vedere, mai ales că noi avem Peletița, Portar, Bărgădean și rămâne văzut în ce măsură vom ajunge să înțelegem sau nu cu cei de la voluntar legat de Popa, dar nu putem să ascundem interesul pe care l-am avut față de acest portar. Din ce am înțeles și el, eu n-am vorbit cu el, dar și el și-ar dori să joace la un nivel cât mai ridicat în competițiile europene. Singura echipă care i-ar oferi posibilitatea să joace în Champions League sau Europa League este CFR Cluj. Da, e diferență mare între ce oferiți voi și milionul ăsta cerut de voluntari? Da. Ok. Dar din ce simți tu, vor lăsa cei de la voluntari, voi mai lăsa la preț sau comunicatul ăsta este unul definitiv care... Decizia lor și nu putem decât să respectăm. Nu poți să fii supărat pe echipă atunci când cere o sumă foarte mare de bani pentru un jucător. Ți se pare că e un jucător de 1.000.000 de euro? Din moment ce nu oferim atât pe el, în acest moment posibilitățile clubului CFR nu sunt în măsură să ofere această sumă pe Popa, dar este un jucător, un portar pe care îl apreciem
și care trebuie să recunoaștem, m-am dorit ca să fie, să fac parte notul nostru. Poți să-mi spui ce bani ați primit pe Hindriș, aproximativ? Nu, nu discut de sume, stile. Bun, revin la transferurile astea, pentru că mie mi se pare, dacă există un punct vulnerabil, dacă vrei, în momentul de față la CFR Cluj, este cel sub 21 de ani, da? Și mă gândesc că ăsta este nu motivul pentru care voluntari cere atât de mulți bani, pentru că știe că voi, într-un fel, sunteți sensibili din punctul ăsta de vedere. Exclus, pentru că îl avem pe Drila, de care suntem foarte mulțumiți, îl avem pe Birligea, îl avem pe Bălan în sistemul defensiv, l-ați văzut la ultimul meci din campionatul trecut cu FCSB, a avut o evoluție foarte bună. Uh-huh. Este un jucător care, chiar dacă are respectă regula de sub 21, dă o siguranță impresionantă la această vârstă și nu avem de ce să ne facem probleme. Ok. Spunem, pe de altă parte, trec la un alt jucător sub 21 despre care s-a vorbit foarte mult în perioada asta, Big Falvi. Îl vreți pe Big Falvi? E interes pentru el? Am discutat acum 3 săptămâni cu el, doar că are un contract foarte mare în Rusia. Singura sensibilitate sau singura propunere care ar putea să fie tentată pentru el ar fi participarea în competițiile europene alături de CFR Cluj, pentru că Rusia nu participă, echipele rusești în acest moment au acea interdicție din cauza războiului. Dar se mai negociază? Se mai sunt discuții sau? Mult prea firă. Adică noi deja am creionat lotul nostru. Rămâne de văzut în ce măsură vor mai exista modificări, probabil plecări sau vânzări de jucători, pentru că există oferte pentru jucători de la CFR Cluj. Și atunci, în acest context, rămâne de văzut în ce măsură vom mai lua alți jucători. Deci, practic, cu Popa ați încheiat campania de achiziții, totuși mă uitam, sunt Brown, Collinger, Brucic, Muhar, Mistrati, Hefte. Avem în partea defensivă, în partea dreaptă, în locul lui Susic, a venit Brown, de care știați din iarnă. Da. Collinger în zona defensivă centrală. Da. Brucic, un fundaș stânga care poate să joace și în zona centrală. La nivel defensiv, lângă Boateng și Mordeanu, a venit pe aceeași poziție și Muhar, care Dan Petrescu a lucrat și era foarte mulțumit și a insistat și în iarnă să luăm. În fața lor, Mistrati, Betancur în sistemul ofensiv, a plecat Ombrani și a venit Betancur. Deci cam acestea ar fi modificările și sunt jucători pe care i-am urmărit de mult timp. Am avut 3 variante, cel puțin, la fiecare poziție. Putem spune că cei pe care i-am adus au fost locul 1-2, adică au fost în primele 2 variante. Ok. Am putea spune că suntem mulțumiți. Ok. Kipciu, care este statusul lui în momentul ăsta? Kipciu nu a plecat în pregătire cu echipa. Ne-am exprimat dorința de comun acord, mai exact, ca el să încerce un transfer sau să rezilieze. Rămâne de văzut, pentru că este un jucător foarte bun. Cei de la U Cluj și-l doreau și eu, sincer să fiu, având un oarecare subiectivism față de Kipciu, pentru că l-am și arbitrat nu doar în campionatul românesc și când activa la Anderlecht Bruxelles, în continuare eu zic că este un jucător mult peste media campionatului românesc. De fiecare dată când a jucat la CFR Cluj, mie mi-a plăcut. Dar, la urmă, e decizia antrenorului și al lui Kipciu, care împreună cu clubul a decis ca să încerce să plece la un alt club. Dar să presupunem că nu cred că e ușor pentru un jucător de 30 de ani, cum are Kipciu, și cu salariul lui să-și găsească în momentul, deci care nici n-a jucat mult în ultima jumătate de an, de fapt ultimul sezon, da? Să-și găsească echipă. Ce se întâmplă în cazul în care nu îl ia cineva? Avem echipa a doua. Ah, deci Kipciu va fi pentru echipa a doua. Vom oferi condiții de pregătire și îl vom sprijini ca să găsim un contract. Probabil vom și participa la o parte, nu însemnată, dar
pentru a reuși să-l sprijin în efectuarea unui transfer la o parte din salariul pe care îl are lunar. Cine mai pleacă? Sau cine nu s-a dus cu echipa în cantonament din jucătorii ăștia pe care noi îi știm și care, nu știu, ați decis, domne, nu ne mai bazăm pe voi, rămâneți acasă? Toți au plecat în cantonament. Deci Chipciu e singurul care nu s-a... Chipciu e singurul care nu a plecat. Aha. Și Fica care va pleca la Baia Mare. Uh-huh. Gâdia, la fel, un Under 21 și l-a plecat cu un cantonament cu echipa, apropo de soluțiile Under pe care le avem. Uh-huh. Uh-huh. Din punctul acesta de vedere suntem acoperiți. Am încercat să creăm oarecare concurență pe posturi, să avem dubluri, să putem să evoluăm în măsura în care lotul va fi sănătos și sper să nu mai existe acel val al pandemiei sau alte situații medicale neplăcute care să creeze probleme cluburilor și campionatului. În acest context vom putea să avem două echipe, din punctul meu de vedere, foarte bune, atât în campionat cât și în cupe europene, pentru că este greu să joci din 3 în 3 zile. Lotul ăsta, da? În momentul de față, cum îl vezi raportat la lotul pe care l-ați avut în sezonul trecut? Eu zic că este mai bun. Este suficient de bun încât să, din punctul tău de vedere, încât să puteți ataca mai mult decât grupele Conference League? Exact. Din punctul meu de vedere, acest lot cu o pregătire bună și șansă, pentru că există posibilitatea, și sper să nu se întâmple, să găsim echipe un buget mult mai mare sau mult mai bune sau mai bune decât noi în turul al treilea, cum ar fi Lech Poznan, de exemplu. Și dai seama că se poate întâmpla orice, trebuie să fim realiști. Dar, în aceeași măsură, există șanse să trecem de turul al treilea, având un lot mai bun decât anul trecut. O pregătire foarte bună, băieții sunt în cantonament acum și au condiții excelente de pregătire, o bază sportivă impresionantă. Chiar vorbeam și erau foarte încântați. Sper să trecem de turul al treilea, ceea ce ar asigura prezența cel puțin în grupele Europa League. Ok. Două lucruri mai vreau să te întreb. În primul rând, dacă poți să-mi spui care a fost procesul de selectare a jucătorilor ăstora care au venit la CFR Cluj. Adică, din interiorul clubului, care este mecanismul? Adică cine vine? Vine... Habar n-am, vii tu cu jucătorii, vine, cine a venit cu jucătorii, cine a propus jucătorii? Zamfir a venit cu jucătorii? Nu. Avem Dan Petrescu, care solicită jucători pe anumite poziții, okay. Un minim de cerințe, gen forță, înălțime, meciul jucat în ultimul an, goluri înscrise la atacant și așa mai departe. Uh-huh. Înălțime, forță la fundașul central, viteză și așa... anumite priorități. Da. Zamfir, Bogdan, Mara încep să caute. Deci ei doi caută jucătorii, Zamfir și Bogdan Mara. Care, da, și se uită mai mereu, în fiecare zi și multe discuții. Există și propuneri primite de la diferiți impresari, cluburi. Analizăm după ce s-a făcut o selecție din tot ceea ce aceste două persoane, jucătorii pe care îi urmăresc, Boiciu și Bilașco, după care mai restrângem, se trimite către staful tehnic al lui Dan Petrescu, care la rândul lor mai selectează și își spun părerea, și în momentul în care ajungem la grupul cel mai restrâns, atunci Petrescu, când are timp, se uită și el, își spune părerea, după care ultimul turn, bineînțeles, are finanțatorul clubului, el este cel care dă banii. Nu s-a întâmplat să spună nu în această campanie și ne-a asigurat tot sprijinul, nu doar financiar și logistic, a spune așa, pentru că s-a implicat și el în măsura în care a reușit. Chiar a fost conectat. Avem un grup pe WhatsApp în care ne expunem și prezentăm ofertele, nivelul discuțiilor. Uh-huh. În care sunt implicați Bilașco, Răzvan Zamfir, Mara sau, bineînțeles, și eu. Expunem fiecare părerea. Patronul echipei este cel care dă finanțatorul, cel care dă ok-ul, după care semnăm actele. În perioada asta, din vânzări și din cumpărări de jucători,
Din punct de vedere financiar ați ieșit pe minus sau egal sau sunteți pe profit? Am cheltuit mai mult decât am vândut. Ok. Pentru că jucătorii de valoare sau fetele cele mai mari în momentul acesta nu s-au concretizat. Mă refer aici la Petrila, la Burcă, nu avem Debeliuc, nu avem o finalitate acestor transferuri. Dar se pot, se pot? Are și el o ofertă consistentă. Cine? Boateng are și el o ofertă foarte mare. Boateng? Da, da, da. Aha, Boateng, nu că nu înțelegeam foarte bine. Deci aveți oferte pentru Petrila, pentru Burcă, pentru Debeliuc și pentru Boateng. Da, da. Și e posibil ca unul dintre ei, doi dintre ei sau chiar tot să plece? Doar în situația în care, doar în situația în care suma pe care o vom primi este satisfăcătoare pentru club și bineînțeles și pentru jucători și colaborat cu soluțiile pe care le-am avea pentru a acoperi, pentru că ne interesează și performanța. Am înțeles, deci, dar există șansa, adică presupunând că... Plece toți mult prea mică. Să plece toți prea mică. Dar 1, 2, bănuiesc că există șanse importante să se realizeze. O să fie măsura în care suntem mulțumiți. Dar participare sau având un parcurs mai bun, sperăm noi, decât au trecut în cupele europene, și valoarea lor va fi diferită din punct de vedere financiar. O ultimă întrebare, Cristi, pentru că la început... Ultimul lucru pe care vreau să lămurim, pentru că s-a scris mult despre întârzierea la reunirea lui Dan Petrescu, faptul că a lipsit, faptul că ar fi fost nemulțumit de niște restanțe și așa mai departe. Poți să lămurești situația? La CFR Cluj nu există jucători care în final să nu știi primi banii. Da, e adevărat meseria că ăsta a fost motivul? Meseria de fotbalist este cea mai sigură în a fi plătită, pentru că există comisiile la nivel național, internațional, unde n-ai cum să scapi. Iar Dan Petrescu a primit din partea clubului câteva zile în plus de vacanță, pentru că le-a rămas mai mult timp în țară și au fost niște discuții care, din punctul meu de vedere, au fost inventate. Am mai avut de curând subiectul DAUA. Noi nu am fost în negocieri, pentru că am văzut astăzi s-ar fi exprimat anumite opinii. Noi îl urmăream pe Collinger și mai aveam o variantă, un alt jucător străin, plus că știam că de jucătorul DAUA de la Botoșan ar fi fost interesați cei de la Craiova, Mihai Rotaru, și atunci nu am mai mers pe această pistă. Păi și dacă era Mihai Rotaru interesat de DAUA, care era problema CFR-ului? Să fac licitații. Dacă sunt interesați de un jucător, o echipe din campionatul românesc și apare o licitație, nu știu dacă putem să intrăm în asemenea joc. Am concentrat total asupra lui Collinger, el a fost varianta noastră numărul 1, jucător de 1,99 m, are peste 78% dueluri câștigate și eu zic că este un jucător important în sistemul defensiv, care alături de ceilalți vor da oarecare siguranță meciului. V-ați, scuză-mă că tot zic că e ultima, dar v-ați ați discutat și cu Gâlcă despre Collinger, că din ce știu l-a antrenat la... Da, ne-am vorbit, noi când luăm un jucător, discutăm cu toate persoanele care vorbesc limba română în primul rând, care îl cunosc și poate să ia detalii de acel jucător. Pe lângă asta ne uităm, urmărim meciuri în campionat. Noi la perioada de aceasta de transferări, așa cum v-am mai spus de-a lungul anului acesta, am început de mult timp să lucrăm. Am înțeles.